Astăzi, învățământul profesional tehnic din țară numără peste 80 de instituții. Centrul de excelență în energetică și electronică, indiscutabil, este cea mai mare instituție cu aproape 2000 de elevi în listă și are una din cele mai generoase și atractive oferte educaționale, constituită din 13 programe de formare profesională. De aici și interesul sporit al abiturienților. Admiterea 2024 ne-a găsit pregătiți cu blocuri renovate, cu un atelier care își are deschiderea către începutul anului academic 2024-2025. Viitorul tehnologizat al țării îl creăm aici, acasă, împreună, la Centrul de Excelență în Energetică și Electronică. Din Chișinău și am ales specialitatea electroenergetică. De ce? Din cauza că este interesant de a lucra cu electricitatea. E și periculos. Dacă sunt respectate normele de siguranță, nu e nimic strașnic. Așa, tu deja ești în temă, deja te simți acolo bine. Dacă nu prinzi un loc aici, ce faci? Ai o variantă de rezervă? La contract. La contract, deci tot aici, nu alegi alt domeniu. Am auzit de colegii acesta că e foarte bun și de asta n-am căutat alți colegi. Așa, da, bine. E utilat destul de bine, am văzut chiar secvențe video, e foarte bine și pentru asta am optat. A fost complicat să depui dosarul? Un pic, da, pentru că trebuie să caut toate documentele care este necesar pentru a mă înscrie. Așa, și care e specialitatea aleasă? Comunicații poștale și servicii economice. Așa, vei lucra unde? La poștă. De ce ai ales această instituție? Am documentat și am aflat că doar aici este această specialitate. E un spectru foarte larg, avem domeniul electroenergetic, electromecanic, electronică, multimedia, tehnologii și rețele în telecomunicații, comunicații poștale și servicii economice, ceva nou anul acesta, automatizarea și robotizarea proceselor de producere, la fel avem aparate radioelectronice de uz casnic, metrologie și standardizarea conformității. Eu mi-am ales specialitatea de rețele de calculatoare. De ce? Îmi place foarte mult informatica, îmi place mult să fac mult proiecte la calculatoare. Așa, cum ți-ai ales-o? Cum ai ajuns tu cu, uite, din asta o să câștigi pâinea în viitor? Păi, din școală mi-a plăcut foarte mult. Profesorul, cum a explicat, a făcut proiecte foarte multe și s-a făcut pe interes. Așa. Cred că această specialitate este și în alte instituții. De ce Centrul de Excelență în Energetică și Electronică? Mi-a plăcut foarte mult școala asta. Sora mea mai mare tot învață aici, se descurc foarte mult și a zis că școala asta e cea mai bună. Mai multe dosare le avem depuse la specialitatea electroenergetică, rețele calculatoare, tehnologie și rețele telecomunicații. Avem o meserie sau o specialitate nouă, automatizarea și robotizarea proceselor de producție. O meserie foarte actuală, care cuprinde domenii electronice și programarea domeniului respectiv. Foarte interesante și cotate specialitățile sau meseriile respective. Copiii, practic, sunt asigurați cu locuri de muncă. Elevul beneficiază de bursă dacă are o medie destul de înaltă. Cămin? Cămin se asigură toți elevii, la toate meserile, la toate specialitățile. De unde ați venit? Din satul Micostreul Strășeni. Așa, de ce n-ați ales varianta online pe e-admitere? Da, vă spun, nu prea ne mari specialitate, suntem în online-ul ăsta. Bine, dumneavoastră nu, dar tu trebuie să stăpânești bine. Ești necunoscut. Că n-ai știut că există așa platformă? Dar ce specialitate ți-ai ales? Tehnologii și rețele de telecomunicații. Tehnologii și rețele de telecomunicații. Și ce vei lucra? Voi mânda internet. Alegându-și specialitatea tehnologii și rețele în telecomunicații, dumnealui ar putea să lucreze atât ca operator, cât și instalator la companii cum ar fi Mol Telecom, Starnet. Și îi dorim succes. Am ales electroenergetica. De ce? Deoarece văd un viitor mare și plătit bine, adică văd aceasta să fie profesia viitorului.
Tu te-ai documentat, te-ai informat despre această instituție sau ai venit așa că te-a adus tata? Nu, eu m-am interesat, am văzut că s-a făcut renovație, am văzut că e o școală frumoasă, am văzut că se învață bine și am primit recomandări că să faci și carte aici. Urmărind depunerea, numărul de dosare verificate și acceptate pentru concursul de admitere în instituțiile de învățământ profesional tehnic, observăm că Centrul de Excelență în Energetică și Electronică este zilnic, joacă între locul 2, 3, am fost ieri pe locul 4, iar am ridicat pe locul 3, deci ne bucură faptul că totuși viitorii noștri studenți ne aleg pe noi și vin să depună actele la programele care le avem aici în instituție.